guvernii se uită mărmuriți la încă un scandal în coaliția de guvernare. Este clar. Conduc haotic, așa cum spunea și colegul meu, domnul ministru Bodoc. Nu știu ce măsuri să implementeze, nu știu ce să facă, nu știu să negocieze astfel încât să aducă doze suplimentare de vaccin în România, așa cum a făcut Israelul ca să-și protejeze populația. Nu au știut cum să facă un program de testare în masă și așa mai departe. Și uitați-vă cum dau unii vina pe ceilalți, că liste suplimentare, că intră unul prin față sau așa mai departe. Iar românii care chiar au nevoie, că au vârstă înaintate, că au boli incurabile și au nevoie de acest vaccin, nu se pot proteja, doamnă, ca să poată să-și facă într-adevăr tratamentul de care depind și a cărui viață este, bineînțeles, până la final interesul nostru al tuturor să nu ne moară românii. A spus puțin mai devreme că parlamentarii s-au dus și s-au vaccinat, nu știu, în ce centru medical. Eu sunt parlamentar, nu m-am dus în niciun centru medical să mă vaccinez și cred că nici colegii mei din platou, indiferent de la ce partid fac parte, fiecare s-a dus la DSP dacă a avut nevoie, dacă n-a avut anticorp, eu încă nu m-am vaccinat, așa că nu ne-am dus să sărim rândul și sunt convinsă că foarte mulți, poate sunt excepții, dar eu sunt convinsă că marea majoritate au înțeles acest lucru. Doamna Grațila Gavrilescu, trebuie un răspuns oficial și din partea instituțiilor care fac control la Ministerul Sănătății. Este clar, dacă îmi permiteți, că cineva trebuie să răspundă. Trăim niște vremuri inimaginabile. O guvernare, unii nu știu de ce spune celălalt, ne trezim că premierul trimite corpul de control la Ministrul Sănătății, Ministrul Sănătății nu știe ce să-i răspunde premierului, nu se poate conduce așa și cine pierde? Pierde românul. Da, domnule Bota...